Trăim vremuri de mare confuzie și cred că nu putem găsi claritate decât în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne mai putem baza pe ce spun oamenii în vremurile acestea. Stimați credincioși, singurul nostru refugiu în vremea aceasta este Cuvântul Domnului, care ne este transmis prin Scripturi și prin revelația Duhului Sfânt. Avem nevoie de cuvântul puternic întrupat, care este Domnul Iisus Hristos și care a devenit această carte sfântă, sacră, binecuvântată pentru sufletele noastre, și avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt prin cuvinte profetice specifice pentru viețile noastre. Pentru că dacă ne vom baza pe ceea ce spun oamenii, ne vom nenoroci. Apreciez cântările care au fost cântate în seara aceasta referitor la vremea sfârșitului, la venirea Domnului. Nu am spus nimănui despre ce intenționez să vorbesc, nici n-am intenționat să vorbesc despre subiectul acesta, însă în timpul dintre adunări am simțit un îndemn deosebit să abordez această temă. Ați auzit foarte mult vorbindu-se în perioada aceasta despre semnul fiarei, mai ales datorită contextului acestei pandemii și datorită controversei legate de vaccin. Vaccinul a devenit o obsesie și pentru cei care l-au luat și pentru cei care nu l-au luat. Am primit un mesaj text destul de caragios, interesant. Și pentru că mintea noastră este formatată pur și simplu să gândească obsesiv chestiunea aceasta, n-am citit bine. Unul, ca să glumească, a trimis un mesaj în masă, înscris, și a spus: sunt 100% de acord și în favoarea mandatului ca toată lumea să ia vacanță. Și propun să luăm câte o vacanță la 3 luni. În engleză e mult mai sugestiv, pentru că de la vacation și vaccination e distanță destul de mică și textul a fost cam așa: I'm 100% all in favor of mandates for vaccination, dar el a zis for vacation, and I am in favor every 3 months for a boost vacation. Eu am citit vaccination în ambele cazuri, n-am mai citit vacation. Mintea mea nu era orientată spre vacation, spre vacanță. E așa, că suntem, că nu suntem de acord, că pricepem, că nu pricepem, că ne place, că nu ne place, sunt lucruri care ne obsedează. Asculți un mesaj, vezi un YouTube unde vorbește cineva în favoarea vaccinului, altul în potrivă, și aproape că nu mai știi cui să-i dai dreptate. Dragii mei, mare lucru, Scripturile ne vorbesc despre aceste vremuri ale sfârșitului. Eu n-am să abordez în detaliu lucrul acesta. Aș vrea însă să vă vorbesc despre semnul fiarei și despre caracteristicile de ordin social, politic, economic, chiar militar. Pentru că uitându-ne la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și cunoscând semnalmentele, semnele de recunoaștere, ne vom da seama pe ce lume trăim și cu cine și cu ce avem de-a face. Cuvântul semnul fiarei în original este un termen haragma, care înseamnă semn permanent. Și irreversibil.
Odată ce l-ai luat, nu te mai poți scăpa de el. Termenul caragma este folosit în sensul de semn de proprietate, când ai însemnat un lucru care îți aparține ție. Dar este folosit și în direcția unui semn de identitate, prin care ești recunoscut și identificat. Deja de o perioadă de timp se vorbește despre progresul tehnologic în direcția nanotehnologiei, nanotech. Și vreau să vă spun că tot ce știm noi, tot ce vedem și tot ce avem noi din punct de vedere tehnologic este cu cel puțin 20 de ani în urma tehnologiei reale, despre care noi habar n-avem și nu putem folosi niciodată armata sau organele de stat, de securitate, nu pun la dispoziția populației tehnologia de care ei dispun, decât după ce este depășită. Există oameni care cred că, zic că au zburat pe lună. În ziua de azi nu mai poți să crezi nimic. Da. Hai să zicem că au zburat pe lună. Credeți că au zburat pe lună cu tehnologia din anii 60? Aia de care știam noi în anii 60? În anii 60, un computer era cât casa asta de mare. Când au apărut calculatoarele care ne spuneau cât e 2 plus 2, cât este radical din ceva, am fost încântați. Aveți impresia că cu așa ceva s-a zburat pe lună sau au trimis ei rachete sau sateliți în spațiu. Tehnologia pe care o au avut-o atunci a fost o tehnologie mult mai avansată decât ce am știut noi la vremea respectivă. Și trebuie să fim extrem de bazic inteligent să ne dăm seama că nu suntem în posesia tehnologiei pe care guvernul o are la îndemână. Se vorbește deja despre tatuaje nanotehnologice, cristale digitale, sunt numite nanocristale, care pot fi injectate. Este o vopsea invizibilă care poate fi injectată în corpul uman. Când vorbim despre semnul fiarei, despre frunte și mâna dreaptă, vorbim despre niște elemente de inteligență umană, funcțională, nu numai de o simbolistică spirituală. E adevărat. Când vorbim de semnul fiarei, vorbim despre un control absolut asupra minții oamenilor și acțiunilor lor. Capul și mâna. Dar există și o explicație foarte simplă și funcțională. Pentru ca să intri într-o clădire, vorbim de ceva foarte practic, și să știe cine ești, să te citească. Că doar ești îmbrăcat. Unde se poate uita cel mai bine? Dacă vrea să-ți pună un semn, ți-l pune pe frunte. O să-l pună pe barbă sau pe gât sau, știu eu, pe urechi, pe nas. Asta e o platformă foarte convenientă unde se poate pune un semn să te citească. Sau dacă intri undeva și trebuie să te duci la un scanner și să te identifici. E greu să spună pe picior să ridici piciorul acolo și fruntea atunci e cu probleme. Că doar nu te poți apleca toată ziua, bună ziua, îți bagi fruntea în scanner. Mâna imediat ai pus-o când ai trecut pe lângă aparatul respectiv de citit. Ce chestie funcțională. În urmă cu 1900 de ani, atunci când Apostolul Ioan a scris
Apocalipsa, în urma revelației pe care a primit-o de la Dumnezeu, habar n-avea de tehnologia pe care o avem astăzi. Dar dacă astăzi ne uităm la modul în care oamenii sunt identificați, așa, fruntea și mâna sunt cele mai bune locuri unde să poți pune un semn care să poată fi citit și să poți fi identificat. Deci este și un sens simbolic și spiritual, dar este și un sens funcțional în viața de toate zilele. Știți că diavolul aplică metode destul de raționale din punct de vedere uman, pentru că atât Hristos cât și diavolul intră în zona de funcționalitate a omului. Vedeți, toate învățăturile Evangheliei sunt învățături practice de viață. Dumnezeu nu sfidează elementele noastre existențiale, felul cum trăim în fiecare zi, ci a introdus Evanghelia în noi pentru ca să ne ajute să funcționăm în fiecare zi, să ne suim la volanul mașinii, să ne ducem la servici, să citim, să scriem, să facem toate lucrurile astea, dar în baza unor principii sfinte, dumnezeiești, în vreme ce diavolul contratarează planul lui Dumnezeu pentru viața noastră practică de zi cu zi, și el abordează problemele vieții noastre normale în același fel. Doar că vrea să ne facă să trăim într-un mod firesc, lumesc, pentru ca să ne distrugă sufletele. Cuvântul charagma este folosit cu pregădere în Cartea Apocalipsei, dar mai este folosit în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17, versetul 29, predica Apostolului Pavel în Areopag, și spune astfel: dar fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului, sau sculptate. Ideea de haragm este ideea de a sculpta ceva. Aș vrea să vorbesc despre trei aspecte legate de textele din Apocalipsa care ne vorbesc despre semnul fiarei. Trei cuvinte foarte importante pe care vă rog frumos să le țineți minte. Pentru că, fără să declarăm că asta este, când va veni, trebuie să le știm. Deci, în cel mai fericit caz, suntem testați să se vadă cât de docili și de conformiști suntem. Însă, ăsta nu este doar un test pe care ni-l aplică ei, este un test pe care ni-l putem aplica și noi. Pentru că multe dintre presiunile care se pun acum sunt presiuni apocaliptice. Multe din amenințările pe care le vedem sunt amenințări de tip apocaliptic. Ei ne testează să vadă cât de docili suntem. Noi la rândul nostru ne testăm să vedem cât de bine putem rezista împotriva acestor presiuni. Primul cuvânt pe care vă rog să-l rețineți este cuvântul amăgire, înșelare. Domnul Iisus Hristos spunea în Matei capitolul 24, versetul 4, drept răspuns Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vorbește despre vremurile apocaliptice, Domnul Iisus Hristos acolo, despre vremurile din urmă. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Cuvântul amăgire. Apocalipsa 19 cu 20. Unul dintre pasajele care ne vorbesc despre caragma, despre semnul fiarei. Și fiara a fost prinsă
și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Rețineți lucrul acesta. Pentru ca oamenii să primească semnul fiarei și să se închine fiarei, sunt amăgiți, cineva trebuie să-i amăgească. Sunt 100% convins că atunci când va veni semnul fiarei, nimeni nu o să scrie pe etichetă semnul fiarei. Să spună, oameni buni, ce bine, avem semnul fiarei, oameni buni, luați semnul fiarei. Nimeni nu o să scrie așa ceva. Dacă ar scrie așa, nu l-ar lua mai nimeni. Știți că Satana nu s-a dus niciodată la cineva spunându-le, sunt Satana? Știți că se preface în înger de lumină? Știți că niciodată impostorii n-au venit spunând, sunt omul diavolului, ci au venit spunând, sunt Hristos? Uitați-vă, vă rog frumos, în Matei 24, versetul 5, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Știți cum sunt pocăiți înșelați? Când cineva vine și spune, eu sunt Hristosul. Și mă, dacă el zice? Nici măcar anticrist nu va veni să spună, eu sunt anticrist. Nu va veni să spună lucrul ăsta. Nu o să poarte numele ăsta. Nu o să poarte titlul ăsta. Ci va încerca să înșele oamenii. Va veni ca un mare eliberator, ca un mare salvator. Gândiți-vă cum îi va înșela pe evrei. Va face pace cu ei pentru o perioadă de 7 ani. Și evreii vor vedea în el un mare om, un binefăcător. Le spunea Domnul Iisus Hristos, zice, eu n-am venit în numele meu, am venit în numele celui care m-a trimis și care este Tatăl meu din ceruri, Dumnezeu. Și nu m-ați primit. Și va veni unul care nu va veni în numele altuia, va veni în numele lui. Și pe acela îl veți primi. Îl veți accepta. Pentru că nu o să fie negru. Nu o să aibă coarne, coadă, copite și furcă. O să fie simpatic. O să fie drăguț. O să aibă un spirit caritabil. O să se fotografieze cu copii în brațe. O să dea supă populară la săraci să mănânce la colțul străzii. O să vă promită bani și că vă crește salariile. Și o să vă plătească să luați semnul fiare, că acum mai plătește să ia vaccin. Uitați-vă, vă rog frumos, la oameni cu școli, cu universități. Cum sunt înșelați? Te apucă nervii. Deci ascultați un pic. Cu un tren de lămâi, spun. Am mâncat un tren de lămâi, ca să pot să spun, președintele acestei națiuni. În aceeași conversație, a vorbit el, a vorbit altcineva, a citit de undeva, a învățat pe din afară, poate n-a învățat pe din afară, că e greu să înveți pe din afară în cazul lui, dar a zis. În prima jumătate a conversației,
vaccinul este foarte bun, este foarte safe, este eficient, l-ai luat și totul e perfect. În a doua parte, ai instigat pe cei care au luat vaccinul, nenorociții ăia care nu l-au luat și care ne pun pe toți în pericol. Plus că au recunoscut că și ăștia care l-au luat pot fi contagioși, pot îmbolnăvi pe alții și umblă tot cu măști. Și tot la distanță, de parcă nu s-a schimbat nimic. Frații mei, eu nu stai aici nici doctor, nici filozof, nici... Nu sunt nici zelot să mă apuc la harță, la ceartă, la scandal cu cineva. Dar dacă vouă nu vi se pare asta, disfuncționalitate mentală, cu aceeași gură și în aceeași jumătate de oră să spui de aici până aici hăis și de aici până aici cea. Nu credeți că ar trebui să gândim un pic mai mult? Că de-aia ne-a Dumnezeu minte. Amăgire! N-am să iau pe cuvânt. Și n-am să cred pe cuvânt un sistem și un guvern care măcelărește cele mai sensibile ființe cu o cruzime inimaginabilă. Îi rupem bucăți în pântecele mamelor lor. Ăsta este sistemul care mă iubește pe mine de nu mai poate și vrea să mă protejeze, să nu mi se întâmple ceva. N-am să am încredere într-un sistem care mă oferă ceva extraordinar și îmi dă în cap dacă nu accept acel ceva. N-am să am încredere într-un sistem care cenzurează și manipulează și închide gura oamenilor de știință, savanților, doctorilor, specialiștilor, care au fost la tot atâtea școli ca și ăia care sunt plătiți și intimidați să le facă jocul, dar pe ăștia îi anulează, îi cenzurează și elimină. De ce nu trebuie să-i auzim pe toți? Dacă e o treabă așa de bună și dacă totul este bine. Amăgire. Și trăim într-o lume coaptă să fie amăgită. Ascultați. Care este scopul acestei amăgiri? De fapt, sunt două. În primul rând, control total și în al doilea rând, închinare. Închinare. Vedeți? Nici Dumnezeu și nici Satana nu pot forța pe nimeni să li se închine. Închinarea forțată nu are valoare. Închinarea forțată nu are valoare. Pentru că dacă eu le iau pe unul dintre dumneavoastră, pun 5 oameni aici solizi, să pună una pe tine, să te lege fedeleși și să te pună în genunchi în fața mea. Trebuie să stai în genunchi din cauza că n-ai încotro. Dar aia nu-i închinare. Nu-mi face nicio plăcere. Bătut plin de sânge să-mi spui, mă închin, asta nu are, nu e închinare. Diavolul nu se bucură de închinarea asta și nici Dumnezeu. Și nici nu poate fi numită închinare. Închinarea trebuie să fie de bună voie. Să implice voința personală. Diferența dintre Dumnezeu și Satana este că Dumnezeu vine și îți spune pe șleau, eu sunt Dumnezeu, eu sunt creator și spune adevărul.
și meriți să te închini mie și nu mi te închin decât mie, că dacă te închin la altcineva, nu mai am de-a face cu tine și dacă nu trăiești cum îți spun eu să trăiești, te duce în iad și dacă nu accepți cuvântul meu și dacă nu crezi în Fiul meu, ești pierdut și vine și spune clar, ești păcătos și ai nevoie de iertare și de mântuire. Dumnezeu nu e timid. Dumnezeu ți le spune toate pe șleau. L-am dat pe Fiul meu să moară în locul tău, ca să te mântuiască și trebuie să crezi în El. Că a trăit acum 2000 de ani în Palestina, 33 de ani și jumătate, a făcut minuni, a murit, a fost îngropat, a fost înviat și stă la dreapta mea. Accepți bine, nu? Treaba ta. Da, îți pretind să te închini înaintea mea? Pentru ca să ai o relație personală cu mine. Și pe urmă te las să faci ce vrei. Diavolul nu. Și diavolul vrea închinarea ta, dar știe că nu poate obține dacă îți spune adevărul. De-aia e tatăl minciunii. Și atunci el vine și spune, oare a zis Dumnezeu? Minte, nu e adevărat. Dumnezeu are niște motive ascunse. E frică să n-ajungi ca El. Mănâncă din pom. În momentul în care Eva a mușcat din fruct și în momentul în care Adam a mușcat din fruct, asta a însemnat închinare înaintea celui rău. Pentru că vă aduc aminte ce a spus diavolul Domnului Iisus Hristos. La sfârșit a venit și el pe șleau, că și-a dat Fiul lui Dumnezeu, știe ce urmăresc. Domne, îți dau toată lumea dacă mi te închini. Dar la început i-a spus numai să transforme pietrele în pâine. Și dacă o făcea, atenție, cel mai înalt act al închinării este ascultarea. Iată de ce, până și femeilor, cuvântul lui Dumnezeu le spune, ascultați de bărbații voștri în Domnul. Inclusiv supunerea față de oficiile de slujire ale bisericii trebuie să fie în Domnul. Nu că cineva vine aici și comandă și trăsnește și bufnește. Nu. În Domnul. În ceea ce Domnul spune. Nu suntem decât trompeta Domnului. Pentru că supunerea și ascultarea sunt cele mai înalte acte de închinare. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Ce sunt jertfele? O formă de închinare. Știi ce vrea Satana de la tine? Doar să asculți de el. Și sugestiile lui sunt foarte subtile. Ți-e foame? Da. N-ai mâncat de mult? De 40 de zile. Chiar ți-e foame? Da. Ai pâine? N-am. Ai pietre? N-am. Și Fiul lui Dumnezeu? Da. Fă-le pâine. Vrei să le demonstrezi că ești Fiul lui Dumnezeu? Aruncă-te de pe strașa la templu. N-a mers nici prima dată, n-a mers nici a doua oară. Diavolul a trebuit să o ia pe de-a dreptul. Și a spus, să știți că cu unii oameni o ia pe de-a dreptul. Le oferă lume, celebritate. Ca să se închine. Ce târg cu unii oameni. Dar arma cea mai des folosită de Satana este înșelarea, este amăgirea. Doi, al doilea cuvânt, cuvântul excludere. A doua metodă pe care o folosește diavolul pentru a impune semnul fiare este excluderea. Excluderea din viața socială te face să fii disfuncțional în această societate.
prin companiile care vă angajează, prin școlile unde învățați, prin companiile de transport pe care le folosiți ca să vă deplasați dintr-un loc în altul, prin spațiile publice, sălile de distracție. Oriunde ai ceva de făcut ca om, te trezești cu bariera aceasta, cu interdicția aceasta. N-ai voie dacă nu ai semnul fiarei. Sounds familiar? Ați mai auzit chestii de genul ăsta? Păi ce înseamnă n-ai voie să cumperi și să vinzi? Auziți, Apocalipsa 13 cu 16 și-a făcut ca toți, mari și mici, bogați și săraci, slobos și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde. Ce înseamnă a cumpăra și a vinde? Sunt formele elementare de funcționare în societate. Dar a cumpăra și a vinde poate să cuprindă foarte mult. Apocalipsa vorbește în forme generice. A cumpăra și a vinde înseamnă să fii parte din societate. Sunt cele mai elementare forme, dar ele au multe ramificații, cumpăratul și vândutul. Păi ca să cumperi trebuie să ai bani, ca să ai bani trebuie să muncești. Ca să muncești trebuie să înveți. Ca să înveți trebuie să mergi la școală. Ca să muncești trebuie să te deplasezi încoace sau încolo. Trebuie să folosești forme de transport. În a cumpăra și a vinde e inclusă toată viața societală. Și în momentul în care e condiționată de acest semn, ce se întâmplă cu tine dacă nu-l iei? Ești exclus din viața societății. Trebuie să te duci la munte. Nu în vacanță. Excludere. Și în al treilea rând, că e târziu, decapitare sau exterminare. Apocalipsa 20:4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au cezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul, caragma, ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Diavolul merge din aproape în aproape. El are nevoie de închinare, el vrea să producă închinare. Și prima dată te amăgește și spune, e bun pentru tine. E elegant, nu se vede. Este invizibil. Îl citim noi cu ce trebuie. Nu te afectează. Nu-ți dăunează. Ce mare socoteală. Scap de boală, scap de simptome, scap de moarte. Păi, fraților, știți cum ne dau ăștia vaccinurile astea? De parcă dacă l-am luat, trăim veșnic. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să gândească în perspectiva eternității, adică viața asta e oricum temporară. 5 ani în plus sau în minus, tot aia este până la urmă, dacă credem în Dumnezeu și dacă vrem să mergem în rai. Lasă-mă, Doamne, să mor, dacă eu asta vreau. Pentru că pe mine mă interesează mai mult viața veșnică. Și viața veșnică începe când mori, dacă ești copilul lui Dumnezeu. Măi, oameni buni, îl iubim pe Dumnezeu de nu mai putem. Murim după El, dar nu putem muri pentru El. Suntem în stare de orice. Să amânăm momentul în care zburăm la cer. S-a cântat de răpire. Știți că răpirea poate să vină foarte repede pentru unii dintre noi, când ai plecat la Domnul. Mănuțule, tu știi că pentru sorina la deja a venit răpirea?
Ce s-a mai întâmplat cu Pavel după ce zice că a fost turnat ca o jertfă de băutură și de acum ce l-așteaptă? Cunună. Cunună când e dată? Când vine Domnul. Oameni buni, aveți foarte mare grijă. Pentru că atunci când va fi semnul fiarei, mulți vor fi la fel de ignoranți cum sunt acum. N-am zis niciodată și nu știu dacă vaccinul ăsta este semnul fiarei. Dar când va fi, va suna la fel ca acum. Aceleași etichete, aceeași amăgire, confuzie, aceeași amenințare cu excluderea din viața socială, încă n-am ajuns la exterminare. Dar nu este departe. Că simțim norii ăștia de ură și de răutate, de incitare. Și după cum pocăiți au fost de vină când a ars Roma. Știți că s-ar putea noi să fim de vină din cauza, să fim de vină cu pandemia? Știți că mor peste 1 milion în fiecare an datorită tutunului. Am citit anul ăsta, nu știu, 100-200 de mii au murit din cauza COVID-ului. Ar putea cifrele să fie exagerate, dar eu zic să fie 500 de mii. Ați văzut pe cineva să intre în magazine? Știu că au etichetă, știu că au etichetă, dar le vând. Și știți că fac taxe multe de pe noi cu tutunul și cu băutura și cu toate lucrurile astea. Dom'le, mor cu milioanele accidente din cauza băuturii. N-ați văzut pe nimeni să arunce băutura la canal. Trăim într-o confuzie, într-o totală exagerare a lucrurilor, o mare amăgire, amenințare cu excluderea. Și ascultați, nu m-aș mira în societatea aceasta așa de avansată să ajungem la decapitare, la ghilotină. Și vreau să spun un statement și pe urmă am să citesc câteva versete și terminăm. Cele mai mari atrocități în istoria omenirii au fost comise de cele mai avansate și mai prospere civilizații la vremea respectivă. În civilizația egipteană, care era cel mai mare imperiu și cel mai avansat și cel mai bine pus la punct, au luat băieții evreilor și-au dat cu ei de stânci, i-au strivit. În Roma, cea mai avansată civilizație, i-au luat pe sfinți, i-au luat pe frații voștri și pe surorile voastre, i-au dus în arene și i-au dat de mâncare la fiare și i-au pus pe cruce și i-au pus pe ruguri și le-au dat foc! Am fost la Auschwitz. Am stat aproape o zi întreagă. Și am tremurat din creștet până în tălpi. Cea mai avansată civilizație, mai prosperă și cu cea mai puternică tehnologie din secolul trecut. A dezbrăcat bărbați, femei și copii și bătrâni în pielea goală ca pe animale. I-au înghesuit ca pe sardele în camerele de gazare și i-au gazat. Și pe urmă i-au luat cu lopata
și au aruncat în cuptoare și au făcut cenușă. Milioane! Și pe unii i-au luat și i-au băgat în laboratoare. Și-au făcut experimente medicale și atrocități pe care nu vi le pot descrie aici, că unii dintre voi ar leșina. Aveți încredere în aceste societăți? V-am spus și repet, civilizația vestică de astăzi, frumoasa Europa, grandioasa America, care rup în bucăți și mototolesc zeci de milioane de prunci. Aveți încredere în ei? Credeți că vă vor binele? Suntem goduși de o ceată de atei și de derbedei. Consecințe, Apocalipsa 16:2. Cel dintâi s-a dus un mare înger și a vărsat potirul lui pe pământ. Primul potir al mâniei lui Dumnezeu. Când începe mânia lui Dumnezeu, semnul fiare deja a fost administrat. Martirii deja au fost martirizați. Biserica deja a fost răpită cu toți martirii și sfinții ei. Și acum începe mânia lui Dumnezeu, potirele. Și primul potir, o rană rea și dureroasă, rănile rele și dureroase, bubele sunt la exterior. Știți, Biblia spune în Roman că Dumnezeu îi pedepsește în însăși trupurile lor. Există comunicate științifice date de oameni care știu despre ce vorbesc și care anticipează consecințe drastice și dramatice. O rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Și dacă rana rea și dureroasă e rea și dureroasă, așteptați să vedeți consecința finală, Apocalipsa 14:9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, tornat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în bucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul haragma, semnul numelui ei. Focul veșnic, rană rea și dureroasă și pe urmă focul veșnic. Bun, hai să zicem că ăsta nu-i semnul fiarei. O să scoată peste un an, peste doi, dacă ține pământul, încă ceva. Și pe urmă încă ceva și încă ceva. N-am să vă spun ce să faceți. Sunt dator să vă spun ce spune Scriptura și să aplic Scriptura la ceea ce se întâmplă în vremea în care trăim. Mesajul meu este ăsta. Băgați de seamă. Adică fiți atenți. Nu tratați lucrurile superficial și cu ușurință, indiferent cât de interesante și de bune ar părea. Tot ce vă cer este, fiți atenți, rugați-vă, cereți lumină de la Dumnezeu, cereți călăuzirea Duhului Sfânt. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți. Nici acum, nici data viitoare și nici când chiar o fi, dacă nu e acum. De ce? Mă întorc și termin cum am început. Pentru că este un semn permanent și irreversibil, irreversibil ca și soarta tuturor celor care îl primesc.
că îi zice chip, că îi zice vaccin, că îi zice injecție, că îi zice nano, că îi zice altfel. Nu o să-i zică semnul fiarei. Așa că ai grijă. Atât. Ai grijă, fii atent. Ne ridicăm în picioare și cerem de la Domnul har, putere și înțelepciune și călăuzire.